da? Că sunt lipsit de nașterea din nou, că sunt lipsit de stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, că sunt lipsit de sfințirea Duhului Sfânt. Sub nicio formă cineva care se consideră copilul lui Dumnezeu sau alesul lui Dumnezeu nu poate să spună: a, eu sunt alesul lui Dumnezeu, sunt copilul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu pentru mine sunt secundare. Sub nicio formă. Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu este dovada, este demonstrația, este efectul, este rezultatul lucrării lui Dumnezeu în mine. Eu nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mă aleagă, ca Dumnezeu să mă facă copilul lui, ca Dumnezeu să mă mântuiască. Da? Înseamnă să pui căruța înaintea calului. Eu împlinesc poruncile lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu deja m-a mântuit, deja m-a sfințit, deja m-a stropit cu sângele lui Hristos, deja m-a născut din nou. Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, într-un sens, ne prinde în procesul acesta al mântuirii, da? Am fost mântuiți, suntem mântuiți și vom fi mântuiți. Și cartea Petru accentuează mai mult ultima fază a mântuirii. Ultima fază. El vorbește că nașterea din nou a fost realizată, dar el vorbește despre mântuire foarte mult la timpul viitor. O mântuire care se va realiza deplin când ne vom duce în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne plecăm atenția asupra acestui pasaj. Nu este doar un pasaj pentru surori. Oh, frate, să-și frece mâinile: Doamne, cât am așteptat pasajul ăsta, nu? De ce s-a oprit fratele Andrei exact la pasajul ăsta? Că de multă vreme poate era bine să fie predicat. Pasajul acesta este important și pentru bărbați, ca să știe ce este normal să vedem în viața soțiilor noastre. Versetul 1. Pasajul la propriu, ca să fie mai ușor de urmărit, pasajul poate fi împărțit în trei părți. Petru expune principiul acesta al supunerii în versetul 1 și versetul 2, îl explică la versetul 3 și versetul 4 și îl exemplifică în versetul 5 și versetul 6. Da? În trei părți. Trei puncte, așa, ca după regulile stabilite la școală. Bun. Petru spune tot așa: astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri. Foarte important de observat este că porunca supunerii nu este dată bărbatului, da? Bărbaților, supuneți-vă nevestele. Este total contrar spiritului Sfintelor Scripturi și spiritului creștin. O atitudine creștinești. Dumnezeu nu -mi cere mie bărbatului să-i cer nevestei mele să se supună. Nicăieri nu veți găsi în Biblie lucrul acesta, da? Să fie suficient de clar. Dumnezeu nu -mi cere mie ca să-mi domin nevasta, să-mi oblig nevasta, să-mi forțez nevasta, să-mi bat nevasta la cap să se supună. Nu! Porunca supunere vine de la Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, direct către nevastă. Această supunere trebuie să fie voluntară din partea ei. Creștinismul este o religie a voluntarului, da? Eu fac lucrul acesta pentru că Dumnezeu lucrează ceva în mine. Nu fac pentru că altcineva din exterior pune presiune asupra mea, da? Mai mult decât atâta, această responsabilitate a supunerii este o responsabilitate primară. Veți vedea în Coloseni, în Efeseni, în 1 Petru, peste tot îi se cere femeii să se supună. De ce nu îi cere și alte lucruri? Îi mai cere și alte lucruri. Însă această poruncă a supunerei înglobează, le cuprinde pe toate celelalte. Dacă o femeie se supune bărbatului ei, este sigur 100% că își îndeplinește și celelalte responsabilități. Da? La fel cum dacă un bărbat își iubește nevasta, este sigur că își îndeplinește și celelalte responsabilități. Dacă îmi iubesc nevasta și pruncii, voi avea grijă de ei din punct de vedere spiritual, voi avea grijă de ei din punct de vedere material, voi avea grijă de ei din orice punct de vedere. Pentru că îmi sacrific viața pentru a le face viața lor bună, da? Supunerea aceasta trebuie să fie continuă. Este un imperativ care descrie ceea ce trebuie să facă o nevastă în mod continuu. Supunerea aceasta trebuie să fie exclusivă către bărbatul ei. Fiți supuse și voi bărbaților voștri. Câte căsătorii poate n-am văzut fiecare dintre noi distruse pentru că o femeie sau chiar un bărbat n-a știut să iasă de la fusta mamei. Și el are un necaz: auzi, mămica, dar ce trebuie să fac aici? Auzi, mămica, și mămica a făcut viața praf la ăștia doi, da? Sau invers. Scriptura spune foarte clar: fiți supuși și voi bărbaților voștri. Un bărbat ar trebui să fie gelos ca să nu existe nimeni care să exercite autoritate asupra soției lui. Niciun alt bărbat să exercite autoritate asupra soției lui. El este acela care este pus de Dumnezeu. Când Dumnezeu spune fiți supuse bărbaților voștri, asta nu este un lucru care spună femeia, să facă pe femeie să spună: a, ne-a pus Dumnezeu să ne supunem bărbaților noștri. Asta este un mod în care Dumnezeu protejează femeia.
Ca niciun alt bărbat să nu exercite autoritatea asupra ei. Ca nimeni să nu tragă de ea în toate direcțiile, în societate, în toate sferele societății. La fel cum biserica este supusă doar lui Hristos. Și nimeni nu poate să exercite autoritatea asupra bisericii spirituale decât Hristos. Biserica face doar ceea ce spune Hristos. Dar asta este o protecție pentru noi. Noi, supunându-ne ca biserică lui Hristos, noi suntem protejați. Că nimic nu poate interfera în relația noastră cu Hristos, cât timp noi stăm în supunere și în ascultare față de Hristos. La fel, când unei femei se cere să se supună bărbatului, Dumnezeu, de fapt, îi oferă cadrul în care ea este protejată. Este protejată, da? Foarte important lucrul acesta. Supunerea exclusivă, da? În direcția aceasta. Nevastă soțul ei. Supunerea aceasta este comună și altor relații. Vedeți ce spune Scriptura? Tot astfel, nevestelor fiți supuse și voi. De ce spune și voi? Pentru că a cerut supunere tuturor. Nouă ni se cere supunere față de Hristos? Nouă ni se cere supunere față de autorităților statului? Nouă ni se cere supunere când suntem puși în anumite sfere sociale? Dumnezeu a vrut ca în societate, prin diverse stadii de autoritate, prin diverse cadre care sunt lăsate de El, în care unii se supun altora, Dumnezeu a vrut să stabilească o ordine în societatea noastră, da? Când este uzurpată autoritatea, planeta se transformă într-un haos. Și foarte interesant. Spune Cartea Corinteni că la urmă chiar și Domnul Iisus Hristos se va supune Tatălui. Întrebarea care se pune este foarte importantă. Este Fiul mai mic decât Tatăl? Că Marturii lui Iehova așa spun. Este mai mic Fiul decât Tatăl? Dacă citiți, de exemplu, Cartea Apocalipsa, veți vedea că totdeauna Fiul este pus împreună cu Tatăl. Mânia lui Dumnezeu și a mielului. Se închinau lui Dumnezeu și mielului. Supunerea nu vorbește despre o inferioritate în valoare, în importanță. Faptul că eu mă supun, de exemplu, autorităților statului, nu înseamnă, de exemplu, că un polițist e mai grozav decât mine sau e mai om decât mine. Nu, este vorba despre o poziție de autoritate, da? Nu este vorba despre o valoare sau o importanță intrinsecă superioară a lui față de mine. Lucrul acesta este foarte important. Prin aceste porunci de a ne supune, Dumnezeu a vrut să păstreze ordinea în acest univers. Ce motivație trebuie să aibă soția ca să se supună? Tot astfel de nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, e clar că aici vorbește despre necredincioși. Însă se întâmplă ca și unii soți credincioși uneori să nu asculte cuvântul lui Dumnezeu în anumite domenii, da? În anumite momente ale vieții. Ce poate să facă soția când vede că soțul nu ascultă? Fie că e necredincios, da? Ai un bărbat necredincios, fie că el nu ascultă de Dumnezeu în anumite momente sau în anumite domenii. Ce trebuie să facă soția? Unii, așa zis, profeți, care sigur au fost profeții satanei și ai diavolului, au profeții pentru unele cupluri când s-a pocăit unul sau altul, domnule, Dumnezeu vrea să vă despărțiți. Cum poate să stea lumina cu întunericul? Nu? Dacă tu ești credincios și ai necredincioasă, sau dacă ea e credincioasă și tu ești necredincios, cum poate să stea lumina cu întunericul? Hristos cu Belial. Divorțați, despărțiți-le, plecați. Scriptura nu, eu nu mă refer acum de situații în care cel necredincios pleacă, nu mai vrea să trăiască cel credincios, da? Este cu totul altceva. Pavel reglementează foarte clar lucrul ăsta. Zice, Dumnezeu ne-a chemat la pace. Lasă să se ducă, ce să faci, da? Ci vorbim de situații în care oameni credincioși au spus, am un cuvânt de la Dumnezeu, vă spun eu ce trebuie să faceți acum, să vă despărțiți. Nici vorbă de așa ceva. Ce spune apostolul Petru aici? Dacă unii nu ascultă cuvântul, ai motivul să scapi. Nu! Dacă unii nu ascultă cuvântul, zice să fie câștigați fără cuvânt. Adică eu, foarte important, și soția are o responsabilitate spirituală față de soțul ei. Nu doar bărbatul, nu? Noi ne așteptăm, bărbatul este capul familiei, el să ducă familia în închinare, el să aibă grijă spiritual de soția lui, să aibă grijă emoțional de soția lui, să aibă grijă de copiii lui, să-i învețe din cuvântul lui Dumnezeu, să-i ducă în rugăciune, în închinare, să-i aducă la adunare, să le câștige cele necesare pentru fiecare zi. Bărbatul este cap, el trebuie să dea direcție familiei, să susțină familia, să ofere familiei tot ce este necesar, adevărat. Și în primul rând trebuie să fie cap în ce privește responsabilitățile spirituale. Dar și nevasta are aceeași responsabilitate. Sub el are aceeași responsabilitate. Pentru că spune Scriptura și în 1 Corinteni capitolul 7 că bărbatul necredincios este sfințit
prin femeia credincioasă. În ce sens? El este expus unei femei care îl poartă pe Hristos. El este expus unei femei care trăiește după cuvântul lui Dumnezeu. El este expus într-o casă în care o femeie trăiește în plinătatea Duhului Sfânt. El este pus deoparte în felul acesta. El nu este ca orice bărbat necredincios. Că cei mai mulți bărbați necredincioși nu sunt expuși cuvântul lui Dumnezeu, unui care, caracter cristic, da? Unei prezențe a Duhului Sfânt manifestată. Nu! Și în felul acesta, femeia are o responsabilitate spirituală față de bărbatul ei. Orice femeie are responsabilitate spirituală față de bărbatul ei. Nu spune, a, bărbatul meu trăiește în păcat, el e botezat, e credincios, e membru în adunare, dar el trebuie să revină singur, n-am eu ce să fac eu? Nu! Ea are o responsabilitate foarte clară stabilită aici în cuvântul lui Dumnezeu. Acum, nu știu dacă acum cadru potrivit să întrebăm surorile dacă vor să-și câștige bărbații. Eu cred că este ceva în femeie, vrea să-l câștige, ca principiu, nu contează, vrea să-și câștige bărbatul. Și lucrul ăsta nu e greșit. Dom'le, vrei să-l ai pe bărbatul tău numai pentru tine. Exclusiv. Din foarte multe puncte de vedere. Vrei să-l câștigi. Vrei să-l câștigi. Întrebarea este pentru ce vrei să-l câștigi. Dorința de a-ți câștiga bărbatul, foarte important, nu este greșită. Ce poate fi greșit este scopul pentru care vrei să-ți câștigi bărbatul. Ca să faci cu el ce? Sau să-l câștigi cu ce scop? Să-l câștigi pentru ce? Cel mai important lucru este să reușești să-ți câștigi toată viața ta bărbatul pentru Dumnezeu. Pentru cuvântul lui Dumnezeu. Să-l câștigi pe bărbatul tău pentru eternitate. Poți să-l câștigi pe bărbat să-ți cumpere niște haine, poți să-l câștigi pe bărbat să-ți facă niște favori care nu neapărat pot să fie rele. Întrebarea este care este scopul ultim pe care l-ai tu cu bărbatul tău. Și toate surorile în seara asta ar trebui să stabilească. Domnule, vreau pentru bărbatul meu lucrul ăsta. Îmi stabilesc ca viața mea să fie jertfită pe altarul lui Dumnezeu și urmăresc în mod intenționat. Îmi plănuiesc lucrul acesta ca viața mea să fie pusă pe altarul lui Dumnezeu și în mod intenționat să-l câștig pe bărbatul meu pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, să-l câștig pentru eternitate. Nu numai pentru niște lucruri micuțe de care mă bucur pe pământul acesta. Foarte important lucrul acesta. Scopul lui este să câștigi un argument. Adevărul ăsta este că la un moment dat soția într-un argument cu soțul s-ar putea să fie mai scripitoare, s-ar putea să știe mai multe lucruri decât el, s-ar putea să-i meargă gura mai repede, s-ar putea să câștige argumentul. Dar să nu-l câștige pe el. Cel mai important lucru nu este să câștigi un argument. Să vezi care a reușit. Mintea cu eu merge mai bine. Cu eu sclipit mai bine mintea în situația respectivă. Care au avut cele mai bune și cele mai multe argumente. Nu asta e important. Că s-ar putea să câștigi argumentul și să pierzi persoana. Cel mai important lucru este să-l câștigi pe el. Și să-l câștigi pe el pentru Dumnezeu. Bineînțeles, textul nu spune aici că femeile pot să-și câștige sau nevestele pot să-și câștige bărbații ca să fie mântuiți. Da? Că îi poate mântui pe bărbați. Ci că îi poate câștiga, da? Îi poți câștiga inima ca el să fie deschis la cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie motivația soției. Să-l câștige pe bărbatul ei pentru cuvântul lui Dumnezeu. Care e metoda care trebuie să o folosească? Poate ați încercat. Cum își câștigă o femeie bărbatul? Păi stă de vorbă cu el, nu? Și explică, bă, ăsta chiar nu înțelege. Deci e evident lucrul ăsta, da? Adică, indiferent ce vrei de la bărbatul tău, vrei să-l câștigi pentru ceva, da? Nu știu, să vă faceți o casă, să vă faceți altă casă, să vă cumpărați o mașină, să-ți cumpere niște haine, să... Nu știu, orice. Care e modul în care îl câștigi? Tu mai aduci niște argumente, nu? Îi prezint niște motive. Dar uite ce spune Scriptura, foarte important aici. Zice să-l câștige, sunt două variante. Prin cuvânt sau prin conduita ei, da? Prin predicuțe sau prin purtare. Auzi ce spune? Fără cuvânt, să-l câștige fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Asta e metoda care spune Scriptura că trebuie să o aplice. Nu prin cuvinte convingătoare, ci printr-o conduită cristică, curată. Printr-o conduită cristică și curată. Descrie Apostolul Petru conduita asta. Adică că mai greu să câștigi așa, nu? Deci, mă, decât să stau 15 minute și să-mi expun toate argumentele și toate motivele pe care le-am ca să facem lucrul acesta, mai bine o să trăiesc într-un anume mod încât el singur o să-și dea seama că e bine să facem așa. E mai greu asta. Dar e biblic. Și creștinesc și dumnezeiesc. Auziți, prin ce conduită poate o soție să câștige chiar pe un bărbat necredincios? Dacă e credincios, cu atât mai mult ar trebui să fie câștigat. Cum? Două caracteristici. Trebuie să fie o conduită sfântă
și o conduită respectuoasă. Și eu cred că nu există femeie sfântă, curată și din punct de vedere spiritual și trupesc care să nu câștige pe bărbatul ei. Nu știu vreun bărbat, hai să o luăm pe partea asta omenească, fizică, material, nu știu vreun bărbat care să-și dorească să stea cu o femeie, scuzați-mi expresia, murdară, da? Sau o femeie, să zicem altfel, neglijentă. Nu știu care bărbat ar urâ să trăiască cu o femeie curată. Să vadă că în casă e curat, că copiii sunt curați, că ea e curată. Nu știu cărui bărbat nu i-ar place lucrul acesta. Și aș mai spune un lucru, o femeie care este curată pe dinăuntru este aproape sigur 100% că va fi curată și în exterior. În toate aspectele vieții. Se va reflecta lucrul acesta. Impactul prezenței Duhului Sfânt, care este sfânt în noi, se va vedea și în exterior. Și spune Scriptura că o femeie sfântă își va cuceri bărbatul. O femeie respectoasă, în al doilea rând, respectoasă, nu doar sfântă, își va cuceri bărbatul. Zice, când vor vedea felul vostru de trai curat, sfânt și în temere. Acum, dacă citiți comentarii, vedeți, foarte mulți explică, vor să explice că cuvântul temere nu înseamnă temere. Cele mai multe comentarii. Nu, că de fapt nu înseamnă că femeia trebuie să se teamă de bărbat. Nu, înseamnă altceva. Da, înseamnă altceva. Ce înseamnă altceva? Teama asta. Bineînțeles, nu este o teamă, o teroare, da? Eu mă tem că bărbatul meu, dacă se supără, poate să mă troznească. Nici vorbă de așa ceva. Dar Scriptura nu prezintă aici o teamă care are în vedere un bărbat violent sau abuziv. Nici vorbă de așa ceva. Nu găsim în Scriptură niciun de așa ceva. La ce teamă se referă atunci? Cred că teama la care se referă aici în contextul supunerii față de autoritate este o teamă având în vedere ceea ce Dumnezeu l-a făcut pe bărbatul tău. Ceea ce Dumnezeu l-a făcut pe bărbat. Ce a făcut Dumnezeu pe bărbat? L-a făcut cap și l-a făcut autoritate. L-a pus într-o poziție specială. Și mie mi este teamă de bărbatul meu în relație cu ceea ce l-a făcut Dumnezeu. Da? Mie mi este teamă să lovesc în ordinea și autoritatea stabilită de Dumnezeu. Asta e teama mea. Teama mea e într-un fel să lovesc în ceea ce Dumnezeu a stabilit. Te temi să nu sabotezi ordinea și autoritatea stabilită de Dumnezeu. Asta este teama. Asta este teama. Deci nu o teamă de violența bărbatului, de abuzurile bărbatului, ferească Dumnezeu într-o familie creștină așa ceva. Asta întotdeauna ar trebui comunicate autorităților și rezolvată problema ori spiritual, ori altfel. Și avem persoane calificate aici. Repet, teama este legată întâi de toate de ceea ce Dumnezeu a făcut din bărbat. Că el este credincios sau necredincios, Dumnezeu l-a pus într-o poziție de autoritate. Și teama mea asta este să sabotez ordinea și autoritatea pe care Dumnezeu a stabilit-o. Asta e frica mea. Mie nu-i frică, măi, la bărbatul meu, nu știu, să întrebăm, când uiți la bărbat, tot se face frică deodată, încep să tremur, nici vorbă. Nu, ci gândesc spiritual, gândesc biblic, gândesc scripturistic, gândesc luminat de Duhul Sfânt. Dumnezeu l-a pus pe omul ăsta într-o poziție de autoritate. Îmi este teamă să fac ceva ca să, așa încât să scurcircuitez ceea ce el în autoritatea lui trebuie să facă. Că e credincios sau necredincios, Dumnezeu l-a pus acolo. Dumnezeu a făcut investiția asta de autoritate în el. Asta l-a făcut Dumnezeu. Asta este teama mea. Să lovesc în poziția lui, în autoritatea lui, în ordinea stabilită de Dumnezeu, da? Și prin caracter și prin conduită se poate face lucrul acesta. Ce este mai grav este că atunci când o femeie, și nu doar o femeie, în general, nu ne supunem sau ne răzvrătim împotriva autorității stabilite de Dumnezeu, când facem lucrul acesta, atragem critică, atragem cuvinte rușinoase asupra bisericii, asupra cuvântului lui Dumnezeu, facem ca împărăția lui Dumnezeu să sufere anumite pierderi datorită nesupunerii. Și când Petru, în contextul persecuției, când creștinii erau acuzați de nesupunere și de răzvrătire civică și socială, când Petru le cere să se supune, de asta le cere să se supune. Că din cauza lor urma să se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Urma să se vorbească și așa se vorbea de rău cuvântul lui Dumnezeu și biserica. Și același lucru se întâmplă când o femeie nu se supune bărbatului ei. Haideți să luăm un caz practic. Să presupunem că este o familie de credincioși într-un cartier oarecare. Și soția nu se supune soțului. Și lucrul acesta se vede. Dacă ești la bloc, aproape sigur 100% se vor vedea anumite scene. Bărbatul necredincios, de la etajul 1, la etajul 2 sau de pe același palier cu tine,
vede felul în care soția se poartă cu soțul și spune, bă, dacă mă pocăiesc, cred că o să ajung și nevastă-mi așa. Nu, mersi, la revedere. Bă, atâta au reușit să facă pocăiții din ei. Asta e relația care au reușit pocăiții să o aducă în viața lor. Dar nu este o reclamă bună, cuvântul lui Dumnezeu, mai ales că cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să producă exact opusul. Duhul Sfânt ar trebui să producă exact opusul în viața noastră, da? Asta este teama. Sfințenie și respect. Teamă față de ceea ce Dumnezeu a făcut pe bărbatul meu, da, pe bărbatul tău, și tu ai putea să lovești în poziția aceea, în autoritatea aceea. Petru explică această supunere la versetul 3 și versetul 4, versetul 3 care este un verset foarte controversat, foarte controversat. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Întrebarea este dacă Dumnezeu are vreo problemă cu frumusețea exterioară. Primul lucru care putem observa este că lui Dumnezeu îi pasă de exteriorul nostru. Deci cine spune că lui Dumnezeu nu îi pasă de exteriorul nostru, vorbește prostii. Lui Dumnezeu îi pasă de exteriorul nostru pentru simplu că vorbește despre El. În mai multe locuri din Sfânta Scriptură. Oh, bineînțeles, din Eden îți dai seama că lui Dumnezeu îi pasă de exteriorul nostru când oamenii erau goi, au păcătuit și Dumnezeu îi îmbracă. Dar lui Dumnezeu îi pasă de exteriorul nostru. Asta e primul lucru foarte, foarte important. E antibiblic să spui lui Dumnezeu, cum spun unii, Dumnezeu se uită la inimă. Sigur, se uită și la inimă, se uită Dumnezeu la tot. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Pe de altă parte, este absurd și nebiblic să spunem că lui Dumnezeu nu-i place frumosul sau are ceva problemă Dumnezeu cu frumosul. Pentru că Dumnezeu a creat o natură frumoasă. Dumnezeu ne-a dat nou un simț al esteticului. La unii mai nedezvoltat, la unii mai dezvoltat. Asta e puțin important. Dar Dumnezeu a creat frumosul. Dumnezeu a făcut lucrurile frumoase. Dumnezeu n-a creat un haos. Dumnezeu n-a făcut o explozie. Bum! Ce interesantă explozia asta. Hai să vedem ce o să iasă din ea. Nu! De la început te uiți la un Dumnezeu care pune lucrurile în ordinele, care le așează frumos și le face frumoase. Sunt foarte bune, sunt extraordinare. Uitați-vă, trăim într-o lume căzută în păcat și lucrurile încă sunt frumoase. Și omului s-a dat minte ca să facă lucruri frumoase. Și nu i-a dat Dumnezeu omului minte ca să facă lucruri frumoase și să se simtă vinovat că a făcut lucruri frumoase. Acum vă spun sincer, prima dată m-am uitat la soția mea că, na, mie mi s-a părut că e frumoasă. La altul poate m-aș bucura la alții să nu se pară că e frumoasă. Nicio problemă. Deci chiar n-am nicio problemă cu treaba asta. Vă spun sigur. Da? Da, eu așa, ăsta a fost primul lucru care l-am văzut. Mi s-a părut că e frumoasă. Și credeam că e frumoasă și încă cred și acum. Asta a fost, asta m-a atras. Și acum soțul meu, socrul meu, mă scuzați, socrul meu când m-am dus acasă la el ca să discut prețul, m-a întrebat, de ce te-ai uitat la ea dintre atât de multe fete cât erau acolo? Ce era să spun? Că nu știam cât de evlavioasă e. Nu știam, da? Și nu avea o reclamă cu evlavia în spatele ei. M-am uitat la ea fiindcă mi-a plăcut de ea. Mi s-a părut mai frumoasă decât toate celelalte de acolo. Deci problema lui Dumnezeu nu este cu asta. Trebuie să înțelegem foarte bine pasajul acesta. Focalizarea acestui text. Consider că este în primul rând pe ceea ce o femeie trebuie să facă față de bărbatul ei. Că asta este contextul. Vrei să-ți câștigi bărbatul? Preocuparea ta în a-ți câștiga bărbatul nu trebuie să fie pe filiera asta a exteriorului. Biblia nu este aici împotriva eleganței, nici măcar împotriva îmbrăcării cu anumite haine. Nu asta este accentul. Accentul lui Petru este nu încerca să-ți câștigi bărbatul necredincios prin ceva de afară. Că nu așa îl vei câștiga. Dacă vrei să câștigi spiritual, va trebui să lupți pe palierul ăsta spiritual. Nu spune Biblia, nu spune Petru, auzi, fii atent ce trebuie să faci, fii buhăită de dimineață până seara, cu hainele lâie pe tine așa, îmbracă-te în sac și în cenuc, și bărbatul tău o să zică extraordinar, din totdeauna mi-am dorit o nevastă credincioasă. Crezi că asta spune Petru? Caută-ți cele mai urâte haine care le ai prin casă, du-te la Second sau caută haine prin tomberoane și atunci bărbatul tău o să zică, da, mare Dumnezeu ai. Nu asta spune Petru. Petru spune altceva, accentul tău. În scopul tău cu privire la soțul tău, adică acela de a-l câștiga, accentul tău trebuie să fie pe partea spirituală, pe partea lăuntrică. Ăsta e modul în care îl vei cuceri cu adevărat. Că vor fi multe alte... Că dacă... Haideți să luăm partea asta la altă. Dacă mergi pe palierul ăsta sau pe ideea asta, vreau să-mi câștig bărbatul prin lucrurile exterioare, întotdeauna vor fi altele care se vor îmbrăca mai bine, vor arăta mai bine. Da? Nu merge. Deci nu merge. Mai ales pentru femeile credincioase. Nu merge în direcția asta. Focalizarea lui Petru,
Focalizarea textului este să vorbească despre felul în care poți să câștigi bărbatul tău. Da? Cu alte cuvinte, împodobirea per se în sine însuși nu este rea, ci doar dacă este motivată greșit. Doar dacă este motivată greșit. Mă îmbrac, mă împodobesc. De ce? De ce? Înainte să discutăm de ce, aș vrea să vă dau doar două, trei idei când împodobirea exterioară este greșită. Când este greșită? De exemplu, când atrage atenția asupra altora. Da? Mă îmbrac și ca girofară. Toată lumea se uită după mine. Asta este o problemă. Scopul nostru ca și credincioși nu este să atragem atenția asupra noastră din niciun punct de vedere. Dacă este un mod în care să atragem atenția, Scriptura ne spune cum. Matei capitolul 5 spune Scriptura așa. Tot așa să lumineze și ce? Hainele voastre înaintea oamenilor. Nu! Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dorința mea ca și credincios este prin orice să atrag atenția asupra lui Dumnezeu, nu asupra mea. Da? Când împodobirea atrage atenția asupra mea, asupra altora, asupra mea, atunci este o problemă. Eu vreau să atrag atenția asupra lui Dumnezeu. Când împodobirea atrage atenția asupra lucrurilor superficiale, eu niciodată prin îmbrăcămintea mea nu trebuie să transmit cuiva ideea că ceea ce este cel mai valoros în lumea asta este să arăți bine, Domnule. Să arăți cine ești tu în societate, să arăți ce statut ai tu social. Uitați aici, vedeți cum e haina, așa e și omul. Nu? Asta este o valoare superficială. Este o valoare dintr-o structură de valori a lumii. Structura noastră de valori este cu totul alta. Eu vreau prin îmbrăcăminte, eu chiar și prin îmbrăcămintea mea vreau să transmit oamenilor un mesaj despre ceea ce este important. Despre ceea ce este cu adevărat valoros în lume. Repet, nu este o, aici nu lovim în simpla împodobire sau în simpla eleganță sau în îmbrăcare per se. Nu, asta e problema. Ci problema este mesajul pe care îl transmit. Nu mai spunem când împodobirea devine un stimul sexual în exterior. Asta e lumea în care trăim. Deci dacă vă uitați, toată preocuparea lumii, toată investiția este făcută cum poți să devii mai senzual, cum poți să atragi atenția, cum poți să stimulezi sexual în exterior. Asta este peste tot. Luând de la reclame, la îmbrăcăminte și așa mai departe. Asta este societatea noastră. Este trist să vezi credincioși care se implică în lucrul acesta, da? Și promovează același lucru. Când împodobirea este o preocupare exagerată. Este exagerată. Da? Este exagerată. Îmi dau timpul, îmi dau viața, îmi dau energia numai spre lucrul ăsta. Și mai grav, când îmi leg valoarea de împodobire. Dacă nu mai sunt frumoasă, mi se pare mie că nu mai sunt frumoasă sau nu mai arăt bine, simt că mi-am pierdut cumva din valoare. Ăsta e un lucru foarte interesant. Dacă ai avea un accident, dacă ți s-ar strica fizionomia feței, dacă te-ai opărit, dacă ți s-ar întâmpla ceva, crezi că ai mai puțină valoare? Cea mai importantă persoană din univers te valorifică la fel de mult. Nu se schimbă absolut cu nimic relația ta cu Dumnezeu. Ăsta este un lucru extraordinar. Să știi că cea mai importantă persoană din univers, indiferent de înfățișarea pe care o ai, indiferent de lucrurile pe care le ai, dacă într-o singură zi ai câștigat toate lucrurile, ești la fel de valoros și valoroasă înaintea lui Dumnezeu. Dacă într-o singură zi ai pierde toate lucrurile, inclusiv frumusețea exterioară, ești la fel de valoros înaintea lui Dumnezeu. Ăsta este mesajul creștin. Extraordinar. Da? Că prin Iisus Hristos ne păstrăm valoarea înaintea lui Dumnezeu. Și mergem mai aproape. Păcatul nu sunt podoabele. Frate, e păcat să îmi pun nu știu ce, greșit din start. N-are cum să fie aurul păcat. Dom'le, aurul n-are cum să fie păcat, la propriu, n-are cum să fie păcat, mă înțelegeți? Hainele n-au cum să fie păcătoase, nu există haine păcătoase. Nici fustele mini nu sunt păcătoase. M-auziți? N-are cum să fie un material păcătos. Dacă e de o dimensiune mai lungă sau mai scurtă să fie păcătos, ăla nu e păcat. N-are cum să fie podoabele, hainele, exteriorul nu are cum să fie păcătos. Problema nu este în exterior. Oamenii asta fac. Unii au făcut din evangelizare un accent pus pe exterior. Dacă te întorci la Dumnezeu, exteriorul, Domnule, e primul lucru care se schimbă. Fals. Fals în totalitate. Nu asta problema. Problema nu este exteriorul, problema este interiorul. Problema nu sunt hainele mele. Problema este inima mea. Problema este felul în care inima mea se raportează la lucrurile acestea. Niște lucruri fizice nu au cum să fie păcătoase. Fie că îți cercei atâta, sau auzi atâta. Nu are cum ăla să fie păcătos, înțelegeți? Un lanț, fie că e din ăla mare de cocalar, așa cum legi câinile de gros,
Sau fie că e unul în ala foarte finuț și elegant, nu are cum să fie ăla păcătos, mă înțelegi? Nu, ala, nu e problema. Problema e cu aici, la carcasă, da? Unde îi dă cu virgulă lui ceva. Asta e problema. Problema este inima mea. Da? Ce spune Petru aici? Auziți ce spune Petru aici? Petru spune podoaba să nu fie cea din afară, ci să fie omul ascuns. Ce spune Petru? Cum rezolvi, domnule, problema? Ocupă-te de inimă. Ocupă-te de lăuntru. Asta este soluția. Petru nu spune, nu purta hainele astea, ci uitați, frați păstori și frați prezbiteri, luați ruleta și când intră surorile în biserică, pune. Avem aici niște material, o soră care coase foarte rapid, avem aici o mașină de cusut în spate, acolo se duce și să-i pună material în plus. Nu asta spune Petru. Dacă Petru ar fi vrut să spună că problema fundamentală este cu exteriorul, ar fi reglementat. Ne-ar fi dat măsuri, ne-ar fi spus cât de strâmtă să fie, unde să fie strâmtă sau unde să nu fie. Dar nu asta face Petru. Petru spune, domnule, problema se rezolvă foarte simplu. Aici este o problemă de inimă, domnule. De interior, de lăuntru. Acolo trebuie modificate lucrurile. Acolo trebuie modificate lucrurile, da? Dacă n-ar fi așa, înseamnă că lăsarea podoabelor sau a hainelor scumpe, de exemplu, ar naște din nou, nu? Dacă problema, asta e cea mai mare problemă, că port podoabe sau am niște haine scumpe, înseamnă că dacă le las, am devenit mai bun. Nu! În cel mai bun caz, probabil am devenit mai ipocrit. Că sunt multe persoane care au făcut așa. Eu nu zic că au făcut rău că au devenit modeste persoanele astea. Au făcut rău că au crezut că prin modestia lor îl pot câștiga pe Dumnezeu sau au crezut că au crezut că prin modestia lor pot să fure ochii altora și să creadă că se află într-o stare spirituală mai bună. Nu. Modestia poate să fie un semn al unei stări spirituale corecte, dar modestia poate să fie și o formă de ipocrizie. Acum soluția nu e să fim senzuali, să nu mai fim modești, da? Nu asta este soluția. Soluția este să ne ocupăm repede inima, să știți, e foarte ușor să fugi de accentul acesta. Să deraiești și să nu înțelegi ce spune Petru. Petru nu spune, asta e îmbrăcămintea rea și asta e îmbrăcămintea bună. Nu asta spune Petru. Petru spune, asta e îmbrăcămintea și aici e inima. Ocupă-te de inimă. Asta spune Petru. Da? Este crucial să observăm lucrul acesta. Sunt persoane care nu poartă podoabe, de exemplu, să luăm partea asta de podoabe din textul acesta, din cele trei menționate. Sunt persoane care nu poartă podoabe. Poate nu le place să poarte podoabe. Poate nu-și permis să poarte podoabe. Poate unde sere nu-i la modă să poarte podoabe. Poate pur și simplu nu vor să poarte podoabe, da? Pot să fie multe motive pentru care nu fac lucrul acesta. Vă întreb, le face lucrul acesta, nepurtarea podoabelor, persoane născute din nou, persoane apreciate și primite de Dumnezeu, nici vorbe de așa ceva. De ce? Că problema nu e în exterior, ci problema este în interior. Cred că am accentuat destul de mult lucrul acesta. Dar în concluzie la această parte, aș dori să las un test totuși. Uite-te la cât timp, la câtă energie, la câte discuții, la câtă umblare și căutare ai pentru lucrurile exterioare și în același timp pune în comparație cu preocuparea ta pentru lucrurile spirituale. Asta este întrebarea, să știți. Câtă energie dau, de exemplu, câtă energie, cât timp, câtă pasiune, cât interes am pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru rugăciune și cât interes și pasiune și energie și timp dau pentru lucruri exterioare. Asta este întrebarea. Asta e un test foarte important. Că stau la propriu, domnule, pot să stau la fel de mult timp cât stau în fața oglinzii să stau pe genunchi înaintea lui Dumnezeu? Ar fi o comparație, zic eu, destul de simplă. Acum, să știți, la bărbat s-ar putea face testul ăsta în alte lucruri. Dacă îți place pescuitul, să faci testul la pescuit. Dacă îți plac mașinile, să faci lucrurile la mașini. Sau la altceva. Pentru femeie, Petru știe, prin revelație de la Dumnezeu și prin observarea societății, că aceasta ar putea să fie și este o problemă a femeii. Și el spune, întreabă-te cu privire la lucrul ăsta. Este accentul tău pus în afară sau accentul tău este pus înăuntru? În concluzie, problema aici este cu privire la preocuparea noastră. Nu dacă mă ocup de aspectul exterior, că toți ne ocupăm de el, trebuie să fim mincinoși și să fim absurzi. Toți ne ocupăm de exterior. Întrebarea este, care este preocuparea mea principală? Într-o ordine de valori. Dacă ar fi să-mi pun pe o foaie valorile mele, într-o ordine de valori, una ar fi îmbrăcămintea și una ar fi rugăciunea. Una ar fi podoabele, una ar fi eleganța,
Unde ar fi să arăt bine? În ordinea asta de valori? Unde ar fi? În ordinea asta de valori sau de priorități? În structura asta pe care mă pun eu? Unde ar fi rugăciunea? Relația mea cu Dumnezeu? Relația mea cu soțul meu? Relația mea cu copiii mei? Unde ar fi sfințenia? Unde ar fi valorile acestea spirituale și unde ar fi lucrurile acestea? Asta ar fi important de stabilit. Și cred că acesta este lucru pe care vrea Petru să îl sublinieze, da? Primul lucru pe care el îl spune este preocuparea pe care trebuie să o am. Al doilea lucru pe care îl spune el când explică supunerea este puritatea pe care trebuie să o urmărești. Zice el să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Auziți, curăția nepieritoare. M-am gândit astăzi și mi-a venit în minte lucrul ăsta care cred că este adevărat. O persoană duhovnicească care are prezența Duhului înăuntru va face să se va vedea lucrul ăsta și în exterior. Eu de asta cred că fetele pocăite sunt mai frumoase. La propriu, fizic vorbind. Domnule, dacă Duhul Sfânt e în tine, dacă cauți să investești în caracterul tău, la propriu nu se poate lucrul acesta să nu se emane și în exterior. Se vede pe fața ta. Nu vi s-a întâmplat persoane care nu v-au cunoscut niciodată să-și dea seama că sunteți pocăiți? Domnule, este ceva pervers, este o răutate, neiertare, invidia, lucrurile acelea ajung să lase amprente în trupul nostru aproape. Se vede pe fața omului. Un creștin care e schimonosit la față, care e tulburat tot timpul, care e negru tot timpul de supărare. E o contradicție în termeni. Nu se poate așa ceva. Duhul Sfânt din noi emană lumina Lui și prin puterea Lui, chiar și în exteriorul nostru, lasă o amprentă. Lasă o amprentă. Așa că a căutat să investim în omul ascuns al inimii. A căutat curăția lăuntrică, că se va vedea la un moment dat și în exterior. Se va vedea și în exterior. Dar argumentul principal al lui Petru este că curăția asta lăuntrică este nepieritoare. În ce tragedie și faliment financiar intră un bărbat care zice, mă, soția mea ca să fie frumoasă trebuie să fie totdeauna la modă. Că uite cum a început să se îmbrace fetele anul ăsta. Ăsta intră în faliment financiar. Pentru că lucrurile astea trec, moda se schimbă. De la an la an. Însă investiția pe care o femeie o face înăuntru spune, aduce o curăție nepieritoare. Că vrem sau nu vrem, la un moment dat, oricât ai investi, asta e o veste rea pentru surori, dar ele deja știu lucrul ăsta. Oricât ai investi în exterior la un moment dat, zici, bă, dacă aș turna pe mine și găleata de glet, nu mai rezolv problema. Na, ce să mai fac? Asta e. Asta e viața, da? E un curs normal al lucrurilor. Investiția în exterior, la un moment dat, se demonstrează, se dovedește pe ea însăși că e falimentară. Lucrul cu care rămâi în ultimă instanță este lucrul dinăuntru. Și câte femei care arată bine în exterior sau sunt frumoase, din punct de vedere a unora sau a altora, pentru faptul că au un caracter absolut monstruos. Sunt persoane care nu pot fi agreate absolut de nimeni. Am auzit persoane din astea frustrate. Bă, cum s-o căsători fata aia? Păi cine crezi că s-ar căsători cu un monstru ca tine? În exterior poate arăți bine, poate te apreciază toată lumea, poate te-ar pune ăștia pe coperțile unor reviste, dar cine ar putea să trăiască cu tine la propriu, măcar o zi, măcar o zi, măcar luni, marți, miercuri, cine ar putea să trăiască cu tine? Că ești un monstru de femeie, da? Bă, cum s-o căsătorit asta? Simplu, cum s-o căsătorit? A fost poate o femeie de caracter, a fost o femeie credincioasă și uite că s-a căsătorit, da? E doar un exemplu ca să atragă atenția asupra ceea ce spune Petru aici. Curăția, asta e ceea ce atrage. Curăția nepieritoare, care nu trece, care nu poate fi jefuit de societatea asta, ceva cu care nu poate concura lumea. O femeie trebuie să ofere bărbatului ceva ce nu poate să ofere nicio femeie din tot universul ăsta. Nicio femeie din tot universul. Și aia este o viață duhovnicească. O inimă curată. Mai spune Petru aici, ea nu doar are femeia asta o preocupare duhovnicească, nu doar are puritatea aceasta durabilă, nepieritoare, ci are și o pace lăuntrică. Auziți ce spune aici? Un duh blând și liniștit. Dar acum ce facem cu surorile care au personalitate? Sunt multe surori care au personalitate. Să nu crezi că nașterea din nou anulează sau atrofiază personalitatea noastră. Nu. Soția mea este o femeie cu personalitate. Ce facem? Ce spune Biblia aici? Să fii blând nu înseamnă să fii bleg. A fi bleg ține de temperament. A fi blând ține de Duhul Sfânt. Blândețea este din roada Duhului Sfânt. Blândețea nu este o caracteristică a unui temperament. Așa s-a născut el mai blând. Nu. Aia nu e blândețe. Blândețe este lucrarea Duhului Sfânt. Și ce este important aici e că termenul pe care îl folosește Petru este un termen care era folosit pentru îmblânzirea animalelor.
Asta înseamnă că Petru spune cu alte cuvinte, și dacă ești o femeie cu temperament, ceea ce ți se cere ție prin puterea Duhului Sfânt este să manifesti blândețe, să te ții în control. Blândețe este un echilibru, nu este vorba de un temperament liniștit, ci este vorba de un echilibru lăuntric pe care îl aduce Duhul Sfânt. O femeie cu temperament foarte puternic poate să fie o femeie blândă. Poate să fie o femeie blândă, pentru că aia este lucrarea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că devine o femeie care are un echilibru lăuntric. Mai mult, blândețea este ceva care se arată în special în situații conflictuale. Să nu uităm, aici vorbim de o femeie credincioasă și un bărbat necredincios. Este aproape sigur. Ăștia au valori diferite, ăștia au standarde diferite, ăștia sunt în dimensiuni spirituale diferite, ăștia sunt pe două planete diferite. Și ăștia trebuie să trăiască în aceeași casă, să doarmă în același pat, să mănânce din aceleași bliduri, aceeași mâncare, să aibă aceleași lucruri în comun, da? Cum se poate lucrul acesta? Nu se poate, fiindcă el se poate modela după ea. Ci se poate, fiindcă femeia aceasta este o femeie care devine cumpătată, o femeie în care lucrarea Duhului Sfânt se manifestă cu atâta putere încât ea manifestă blândețe. Ea este aceea care, în situații conflictuale, ea este aceea care păstrează calm în casă, da? Cum face lucrul acesta? Că e lipsită de temperament? Că e melancolică sau că e ea așa mai bleagă? Nu. Și pentru că Duhul Sfânt se manifestă în ea. Uitați, de exemplu, termenul blândețe este folosit în Galateni 6:1 când zice: chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, toată biserica să fie oripilată. Cum m-a făcut ăsta lucrul ăsta? Nu. Voi, fraților, care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții. Vedeți ce face într-o situație conflictuală omul duhovnicesc, adică omul care are Duhul Sfânt? Ce face? Îl ridică cu Duhul blândeții. Sau zice robul Domnului nu trebuie să se certe, deși e ispitit să se certe. Vorbește acolo de un context în care sunt potrivnici. Și zice, ci să fie blând. Blândețea se manifestă în situații conflictuale. Când vezi o femeie care se poartă extraordinar, cu blândețe, în liniște, în situații conflictuale, atunci îți poți da seama sigur că este vorba de lucrarea Duhului Sfânt. Proverbe 16:32 zice: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Adică o femeie înceată la mânie e mai importantă decât Samson. Că ăsta a avut putere, dar minte cam puțină. Da? Și în blândețe, și echilibru, și cumpătare, și mai puțin. Și cine este stăpân pe sine, asta e blândețea. Cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult, auziți, decât cine cucerește cetăți. Deci oameni extraordinari, apreciați de lume, oameni care au cucerit una și alta. Ăla e de mai puțină valoare în ochii lui Dumnezeu decât un om care știe să se tempereze, să fie echilibrat și să fie blând prin puterea Duhului Sfânt. Și apoi spune că o asemenea femeie este prețuită de Dumnezeu. Are o parte de o prețuire, nu omenească, ci o prețuire divină. Zice, o femeie ca aceasta este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Termenul mai este folosit când Scriptura descrie pe acea femeie care a venit cu vasul de alabastru, un vas de mare valoare, de mare preț. Spune că o asemenea femeie este de foarte mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu o apreciază. Și în final ne uităm în seara aceasta spre încheiere la felul în care exemplifică Petru lucrul acesta. Exemplifică. Uitați ce zice el. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei. O asemenea femeie care are caracterul ăsta, conduita asta, este descrisă aici o femeie sfântă. În toate generațiile femeile care au fost așa au fost femei sfinte, da? Nu este ceva cultural, este ceva transcultural, transgenerațional, transtemporal. Femeile acestea, se spune despre ele, unu, că nădăjduiau în Dumnezeu și doi, erau supuse bărbaților lor. Dar observați și legătura dintre aceste două lucruri și ordinea. Întâi spune că nădăjduiau în Dumnezeu și doi, că erau supuse bărbaților lor. Cum o femeie se poate supune unui bărbat necredincios? Cum, domnule? Cum să te supui bărbatului tău credincios, care uneori se manifestă ca un necredincios? Motivul pentru care se poate să facă lucrul ăsta nu este că bărbatul ei este vrednic de supunerea ei. De foarte multe ori noi bărbații nu suntem vrednici de supunerea nevestelor noastre. De foarte multe ori. Are un bărbat necredincios în foarte, 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 foarte multe situații. Cum reușești să stai în poziția în care Dumnezeu te-a pus? Cum reușești să te așezi în această ordine a autorității, în această structură de autoritate? Cum?
Păi spune cum. Uitați la ordinea pe care o prezintă el aici. Nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Eu mi-am pus speranța în Dumnezeu. Eu mă încred în Dumnezeu. Eu fac ce îmi spune Dumnezeu. De partea mea este Dumnezeu atotputernic și știu că El poate lucra pentru mine. De asta fac ce mi-a spus Dumnezeu. Nu pentru că eu cred că soțul meu face întotdeauna lucrurile perfect, pentru că nu le face. Nu pentru că eu cred că soțul meu este vrednic de supunerea mea, pentru că de multe ori nu este. Fac lucrul acesta datorită lui Dumnezeu. Vor fi situații și știți foarte bine, sunt situații în viață când soțul sau soția nu sunt vrednici de iubirea noastră sau de respectul nostru sau de supunerea noastră. Știți lucrul acesta. Și singurul lucru care te face să mergi înainte și să te comporți cum trebuie este Dumnezeu. Îi spune, Domnule, fac lucrul ăsta pentru că așa mi-a cerut Dumnezeu, nu pentru că e vrednic. Nu pentru că e vrednic. Sunt, uneori, conflictul escaladează până la o asemenea climax încât spui, Domnule, nu mai merită să lupt nici măcar o zi. Dar mergi înainte pentru simplu fapt că ți-ai pus nădejdea în Dumnezeu. Numai niște oameni credincioși pot să aibă mentalitatea aceasta. Adică speranța în Dumnezeu este ceea ce generează, este ceea ce generează supunerea față de bărbat, da? Felul în care eu mă relaționez la Dumnezeu se va vedea în felul în care eu mă relaționez la soțul meu. E foarte, un test foarte important. Știi cât de pocăită ești uitându-te la cum te raportezi la soțul tău. Că Petru așa leagă lucrurile. Nădăjduiau în Dumnezeu și se supuneau bărbaților lor. Ești atât de grozav în relația ta cu Dumnezeu și ești la un asemenea nivel la felul în care te raportezi și te relaționezi la bărbatul tău și invers. Îs atât de spiritual și atât de aproape de Dumnezeu pe cum mă port eu cu soția mea. Nu-s mai mult, să știți, nu-s mai mult. Eu când îs bine în relația mea cu Dumnezeu, când viața mea de rugăciune e serioasă, când mă imersez în cuvântul lui Dumnezeu, nu să fac predici, ci să mă hrănesc pe mine însumi, lucrul acesta se vedea fără doar și poate în cea mai apropiată relație de mine. Adică relația mea cu soția mea. El e aproapele meu, el e primul aproape meu. Acolo se va vedea prima dată. Cel de lângă mine. Acolo pot să iau eu tensiunea în relația mea cu Dumnezeu. Acolo poți să vezi eu gradele. Cât de pasionat ești de Dumnezeu, cât de aproape ești de Dumnezeu în relația mea cu soțul meu sau cu soția mea. Acesta este un test extraordinar de important. O dă exemplu pe Sara aici și spune două lucruri despre Sara. Care asculta pe Avraam. Ce interesant, nu poți să rămâi exemplu pentru secole. Un exemplu bun sau un exemplu rău. Nu știu dacă ați observat în cartea împăraților despre foarte mulți împărați să spune, el zicea, el a fost un împărat rău, pe mama lui o chema, de ce? Pentru că a avut o influență extraordinar de importantă în viața acelui copil, care a vrut să fie împărat. Foarte important, poți rămâne un exemplu pentru secole. Ce frumos ar fi să-și aducă aminte copiii noștri, nepoții noștri de noi și de voi, ca un exemplu extraordinar, da? Zice, femeia aceasta, Sara, care era o femeie sfântă, asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Acum, din câte vă aduceți dumneavoastră la minte, întotdeauna Avram s-a purtat frumos cu Sara? Măi, cum e de frică să te duci într-o țară străină și să sacrifici nevasta și să spui, nu-i nevasta mea, e sora mea. Și să o ia faraon acasă la el. Și tu stai ca pe-n pălău acolo și te uiți. Avram, iartă-mă. La propriu, cum se face așa ceva cu nevasta ta, da? Și n-a făcut asta odată. Păi mă, au mers. A mai făcut încă o dată. Bineînțeles, Dumnezeu avea o relație extraordinară cu Avram și începe să-i pedepsească pe ei. Dar nu putem să justificăm și să apreciem ceea ce Avram a făcut cu nevasta lui. Nici vorbă de așa ceva. Acum și nevasta lui, la un moment dat, eu zic, mă, Avrame, nu știu ce se întâmplă cu promisiunea lui Dumnezeu, dar uite, am eu o ușă de urgență, da? Am eu o soluție care rezolvă problema. Hai să dăm o mână de ajutor lui Dumnezeu, da? Ei au avut, oamenii aceștia au avut căderile lor și faliment, mega falimentele lor. Dar oamenii aceștia au ajuns să fie cunoscuți ca niște oameni ai credinței, nu ca niște oameni ai falimentelor datorită virtuților lor. Datorită virtuților lor. Femeia aceasta, în ciuda falimentelor ei și bărbatul acesta, în ciuda falimentelor lui, a ajuns să fie cunoscută pentru ascultarea ei față de Avram, da? Pentru faptul că atunci când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să iasă, a lăsat și a totuși a plecat. Și l-a urmat acolo unde l-a trimis Dumnezeu, pe Avram. Și atunci când Avram s-a dus să sacrifice pe singurul lor copil, Sara nu s-a împotrivit. Sara nu s-a împotrivit. L-a ascultat pe Avram, s-a supus lui Avram, da? A respectat ceea ce Dumnezeu a făcut din Avram. Avram de multe ori n-a fost vrednic de supunerea Sarei. De multe ori.
Dar ea a înțeles chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Avram, poziția în care l-a pus Dumnezeu pe Avram și binecuvântarea care venea prin Avram în casa ei pentru toți urmașii ei. Prin Avram. Și a respectat investiția pe care Dumnezeu a făcut-o în Avram. A respectat lucrul acesta. Poate nu găsești uneori motive să-ți respecti soțul. Respectă ceea ce Dumnezeu a făcut din el. Ceea ce Dumnezeu a făcut. Investiția pe care Dumnezeu a făcut-o în el. Asculta de el și zice și îl numea Domnul ei. Acum nu zice așa să faceți voi. Numiți bărbați Domnul meu, da? Accentul aici, principiul aici este felul în care te adresezi celuilalt. Da? Felul în care te adresezi celuilalt arată respectul pe care l-ai pentru celălalt, da? Felul în care te adresezi. Spunea cineva că la începutul căsătoriei toți folosesc diminutive, nu? Iepuraș, drăgălaș, baby, și cu trecerea timpului animăluțele astea mici iau forme gigantice, da? Se transformă în animale în astea de proporții. Nu porcușor, porc, bou și alte animale în astea mai mari, da? Adresările noastre arată felul în care privim pe cealaltă persoană, da? Zice, femeia asta respecta și își arăta lucrul acesta prin felul în care se adresa. Și el încheie și spune, fiicele, v-ați făcut voi dacă faceți binele, dacă înfăptuiești binele, fără să vă temeți de ceva. Adică ceea ce motivează o femeie să asculte de bărbatul ei, să se supună, să se adreseze corect, să urmărească, să aibă un caracter curat, să poarte cum trebuie, să facă binele, nu este frica că îmi face bărbatul ceva. Nu frica, ci, zice, fiicele ei, adică ale Sarei, da? Niște fiice ale credinței. Vă faceți, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. De ce să nu se teamă? Pentru că știu că de partea lor este Dumnezeu. Ea se supune lui Dumnezeu. Ea ascultă de Dumnezeu. Ea face ceea ce i-a cerut Dumnezeu. Ea este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ea nădăjduiește, spune aici, în Dumnezeu. Ea se supune lui Dumnezeu. Dacă l-am pe cel atotputernic de partea mea, nu am de ce să mă tem. Nu am de ce să mă tem. Dumnezeu să binecuvânteze toate surorile cu această supunere biblică. Amin. Amin. Și data viitoare ne vom uita și la ceea ce cere Dumnezeu bărbatului, care într-un fel este complementar. Este complementar, da? Femeii îi cere supunere și bărbatului îi cere să-și exercite autoritatea cu sensibilitate. Cu sensibilitate. Și în felul acesta Dumnezeu aduce armonie în căsătorie. Lucrurile acestea pentru multe persoane sunt un secret. Da? Așa spune, secretul căsătoriei. Secretul căsătoriei nu mai este secret, nu mai este nicio taină că a fost revelat în Sfânta Scriptură. Însă celor mai mulți oameni, chiar poate care sunt credincioși, le este greu la propriu să adopte metoda lui Dumnezeu. Este un fel de frică de asta, de asta spune, fără să le fie frică de ceva. Este o frică că nu o să funcționeze lucrurile. Dacă o să-și bată joc de mine, dacă o să mă trateze ca pe o slugă, nu te teme de lucrul acesta. Tu încrede-te în Dumnezeu, nădăjduiește în Dumnezeu, că Dumnezeu este de partea ta. Amin.